Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz, pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele secretul Elizei Dornescu de Mircea Popescu. Întâi de toate doresc să vă mulțumesc că sunteți alături, doresc să vă mulțumesc că sunteți aproape, prin mesaje și prin cuvintele atât de frumoase pe care mi le scrieți în fiecare zi. Să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, și de asemenea în continuare să îmi trimiteți mesaje la fel de frumoase ca și până acum, sau bineînțeles și cu critici dacă considerați că este cazul. Vă mulțumesc tare mult și acestea fiind spuse, să începem. Capitolul 1. Primele 24 de ore. Capitanul de securitate, Vlad Roșca, urca grăbit treptele ce duceau la etajul unde se afla apartamentul actriței Eliza Dornescu. Nu îmi plac diminețile de noiembrie. Categoric. Nu pot să le sufăr. Sunt mohorâte, triste. Parcă le lipsește ceva. Apartamentul actriței nu era prea mare, însă mâini îndemânatice la aranjaseră cu un gust deosebit. Din holul mic, de la intrare, pătrundea în sufragerie și de aici în dormitor pe patul acoperit cu o cuvertură mătăsoasă de culoare roz, zăcea nemișcată Eliza Dornescu. În primul moment, capitanul Roșca a avut impresia că în fața lui se află un cadavru. Imobilitatea și rigiditatea corpului îl făceau să se gândească, fără voie, la acest lucru. Respirația liniștită și ritmică înlătură însă prima impresie. Când capitanul se apropie de pat, actrița, parcă simțind prezența cuiva în cameră, între deschise ochii, o privire stranie la fel de imobilă ca și trupul. Atât. Capitanul Roșca zâmbi încurajator, dar zâmbetul său rămase fără răspuns. Paralizată, stare de inconștiență, evident. Gândi el în vreme ce Eliza Dornescu închise ochii, fără să schițeze un efort cât de mic pentru a rosti măcar un cuvânt. În apartament se aflau toți cei care în mod obișnuit sunt chemați în asemenea împrejurări, bineînțeles, în primul rând doctorul Antoniu, Fotografiile, măsurătorile, cercetarea amprentelor, toate au fost îndeplinite cu conștiinciozitate, dar și cu repeziciune, deoarece capitanul era nerăbdător să-și înceapă cercetările personale. În cele din urmă, agitația se potolise și capitanul Roșca rămăsese numai cu colaboratorul său apropiat, locotenentul Davidescu. Așezat într-un fotoliu tapisat în rozbal, ca și cuvertura de pe pat, Roșca recapitula cele întâmplate până atunci. Seara trecută un bărbat adusese un plic pe care îl predase ofițerului de serviciu. Pe foaia de hârtie din interior un text laconic. Stimați tovarăși, trebuie să vă aduc la cunoștință un fapt îngrozitor. Aștept pe cineva dintre dumneavoastră mâine dimineață la ora nouă. Urmau iscălitura descifrabilă la colonelul Manea să dea curse sizării. A doua zi, la ora 8 dimineața, locotenentul Davidescu se afla în apropierea adresei indicate în scrisoare. Conform unei înțelegeri prealabile dintre el și capitan, venise cu o oră mai devreme. Apariția mașinii salvării îl intrigase. Când își dăduse seama despre ce era vorba, locotenentul telefonase capitanului Roșca și doctorului Antoniu. Acestea fuseseră împrejurările dramatice dinaintea sosirii sale aici fără îndoială. Eliza Dornescu a fost victima unei agresiuni criminale, gândi capitanul. În încăpere intră o femeie în vârstă îmbrăcată modest și decent. Părul, complet alb, încadra o față pe care ani aproape că nu lăsaseră urme. Roșca-i făcut semn să se așeze în fotoliu și vreme de câteva minute o privi cu atenție, fără să rostească un cuvânt. Femeia părea foarte emoționată de ce cele întâmplate. Așadar, dumneavoastră ați anunțat salvarea?" Da, eu. Sumătușa ei, Catrina Dornescu. Starea Elizei m-a fricoșat. Vă rog să-mi relatați cum și când ați descoperit-o pe nepoata dumneavoastră în starea în care se află și acum. Catrina Dornescu făcu un gest care vroia să însemne că emoția e o prea orice cuvânt. Locotenentul Davidescu se grăbi să-i aducă un pahar cu apă, femeia bău cu greu câteva înghițituri. Fumați? Nu, mulțumesc. Lui Roșca îi plăcea să servească pe alții cu țigări, el ne mai fiind fumător de multă vreme. Rare ori, și asta doar când se afla în fața unui caz complicat, își aprindea o țigare ca acum, fapt remarcat imediat de locotenent care îi cunoștea prea bine obiceiurile. Vă înțeleg durerea doamnă, însă fără rog să faceți un efort. Da, bine. Vocea îi era moale, aproape stinsă. Astăzi de dimineață, ca de obicei, i-am adus câteva cumpărături din piață. Locuiți în apropiere? Da, locuiesc. Eliza nu avea pe nimeni, adică nu, chiar pe nimeni. Înțeleg. A fost căsătorită? Nu. Rude? În afară de mine, niciuna. Părinții? Au murit amândoi într-un accident de automobil. De mult? Da, acum vreo 20 de ani. Dumneavoastră i-ați fost ca o a doua mamă? Bineînțeles. De ce nu locuiți împreună? Femeia nu răspunse. Privea în jos, fixând un punct nedefinit de pe parchet. Nu ar fi fost mai bine, reluă capitanul. Ba da. Catrina a făcut o mică pauză, apoi ridică privirea, evitând o însă pe cea a capitanului. Vă ascult, insistă Roșca. Fiecare dintre noi înțelege altfel viața. Ce vreți să spuneți? Mă iertați că mă opresc asupra unor amănunte, dar s-ar putea ca și din ele să aflu lucruri care să mă intereseze în rezolvarea cazului. Știți, Diferența de vârstă, de concepție, Eliza e tânără, frumoasă, are mulți admiratori. Fără să vrea, Roșca și-a de trupul învăluit în capotul vernil, străveziu, așa cum îl admirase din prima clipa intrării sale în apartament. Remarcă și înfățișarea deosebită a Catrinei Dornescu, care în ciuda părului alb nu își arăta deloc vârsta. Ce credeți? O să scape?" întrebă deodată Catrina. De fapt, ce i s-a întâmplat? Ce spune doctorul?" Roșca tresării se lăsase fura de gânduri spre surprinderea colaboratorului său, care nota discret întregul interrogatoriu. N-am discutat nimic cu medicul," îi răspunse Roșca, aprinzând o nouă țigare. Locotenentul Davidescu zâmbi. Doar Roșca fusese cel care solicitase doctorului Antoniu să-i se comunice, cât mai repede cu putință, raportul medical și rezultatele analizelor. Credeți că starea Elizei se datorează unui șoc?" Deocamdată nu cred nimic, răspunse capitanul. V-aș ruga să mă lăsați să vă pun tot eu întrebări. Catrina se abținut să răspundă, însă o ușoară roșață îi coloră obrajii. În ultima vreme ați observat cumva dacă nepoata dumneavoastră era preocupată de ceva? Dacă era mai nervoasă? Se comporta altfel decât erați obișnuită? Nu, nu am observat nimic neobișnuit în comportarea ei. A amenințat-o cineva, a avut vreun necaz, o pândea vreun pericol? N-am cunoștință de așa ceva, răspunse Catrina după o oarecare ezitare. Gândiți-vă bine! M-am gândit. Urmară câteva momente de tăcere. În cameră era cald. Locotenentul urmărea de la fereastră dansul primilor fulgi de zăpadă. Vocea lui Roșca, gravă, baritonală, întrerupse tăcerea. Sunteți persoana cea mai apropiată de Eliza Dornescu. V-aș ruga să-mi spuneți dacă lipsește ceva din apartament. Ce anume? Bani, obiecte prețioase. Credeți că e vorba de un furt? Tot ce se poate. Atunci îngăduiți-mi să controlez. Poftiți. Știți, în clipele acelea nu m-am gândit la așa ceva. E firesc. Capitanul Roșca și colaboratorul său așteptare vreme de câteva minute, urmărind cu atenție fiecare gest al femeii. În sfârșit, aceasta se întoarse așezându-se pe fotoliu. Cred că nu lipsește nimic. Nu sunteți sigură? Catrina ridică din numeri. Ceea ce mi se pare mai important, bijuteriile, lucrurile de valoare, sunt toate la locul lor." Da, vă rog să reveniți la momentul descoperirii nepoatei dumneavoastră," spuse brus roșca. De ce s fie enervat? Se întrebă locotenentul fără a putea să-și dea un răspuns, deoarece din discuția de până acum nimic deosebit nu i-a trăsese atenția. Așadar, pe la ora șapte am deschis ușa apartamentului." Aveați și dumneavoastră o okay. cheie?" Desigur, doar îi făceam menajul." Nu vi s-a părut nimic suspect în momentul când ați intrat? Nu. Am aprins lumina pe holul mic, am așezat cumpărăturile în cămară, m-am dezbrăcat de palton și am început să prepar mâncarea pentru prânz. Acest lucru îl făceam zilnic, afară de duminică, zicând de s-a mâncat în oraș invitată de vreun coleg sau admirator. Făcu o pauză ca și cum mi s-ar fi părut că nu găsește expresia cea mai potrivită pentru cea de-a doua categorie de prietene ai nepoatei sale. Azi e luni, remarcă Roșca. Ieri v-ați văzut cu Eliza?" Nu." Roșca încruntă sprâncenele. Remarcase în frântura de secundă care precedase răspunsul o nouă ezitare. Oare femeia aceasta distinsă ascunde adevărul? Să știe mai multe lucruri decât a declarat până acum. La ce oră obișnuia să se trezească? La șapte întotdeauna. Ea intra în baie, iar eu între timp de reticam prin bucătărie și pregăteam cafeaua. Apoi se ducea la teatru pentru repetiții. De multe ori era chemată la radio sau televiziune. de acum Roșca și-a mintit de unde o cunoștea pe Eliza Dornescu, că actriță se numea Lia Dorna, steaua teatrului muzical, și el o admira ori de câte ori o vedea pe scenă. Dar femeia care zăcea acum rigidă și inconștientă se deosebea mult de artista plină de temperament, care seară de seară smulgea ropote de aplauze. Astăzi avea un program deosebit? De obicei, lunea, actorii n-au spectacole, cel puțin așa știu eu. Mi se pare că avea o înregistrare la radio pe la ora 10. Nu știu nici eu precis. Ca de obicei, am așteptat-o cu cafeaua pregătită. Când mi-am dat seama că Eliza nu trecuse în baie așa cum era obiceiul, m-am dus în dormitor. Din nou, groaza se întipări pe fața Catrinei Dornescu. Și, insistă Roșca, dar trebuie să aștepte un timp până ce femeia izbuti să-i răspundă. La început nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Storurile erau trase. Camera se afla în întuneric. Am răsucit comutatorul și m-am uitat spre pat. Totul era neatins, ca și cum Eliza ar fi dormit peste noapte acasă. Am zărit-o când m-am întors spre ușa ce de la baie, dar nu m-am putut apropia de ea. Ați crezut că era moartă? Da. Apoi mi-am dat seama că trăiește, că e paralizată. Privirea ei n-am să o pot uita niciodată. Am telefonat imediat la salvare. Abia acum ce dară nervii Catrinei Dornescu, izbucni în hohote de plâns, ceea ce-l obligă pe Roșca să pună capăt interogatoriului. Vă rog să vă liniștiți, îi spuse el și îi făcu un semn discret locotenentului să o scoată pe femeie din încăpere. Povestea asta mi se pare mult mai ciudată decât mi-am închipuit, exclamă Roșca atunci când locotenentul Davidescu se reîntoarce în cameră. După opinia mea, ancheta noastră depinde în primul rând de rezultatul cercetărilor doctorului Antoniu. Așa este, dar până când vom obține acest rezultat? Primele constatări au stabilit că Eliza Dornescu nu prezintă leziuni, așa că starea în care se află se datorează fie unui șoc violent, fie unui anumit fapt pe care deocamdată nu-l cunoaștem. Roșca privi cu minte dormitorul cercetând din ochi fiecare obiect, căutând parcă să deslușească în acest fel cărui fapt se datora starea actriței. S-ar putea să fie vorba de un șoc, își relocă pitanul cu voce tare, firul gândurilor. În acest caz însă, din câte mă pricep, oricât de puternică ar fi violența șocului, este aproape exclusă paralizia întregului corp, ca să nu mai vorbesc de amnezie. Totală, după câte mi-am dat seama. Într-adevăr, de obicei șocurile dau paralizii parțiale, iar la persoanele suferind de dobolă de inimă pot produce un infarct, uneori fatal. Da, din păcate așa stau lucrurile. Dar poate că aici e vorba de altceva. Să presupunem că actrița ar face o excepție de la regulă. În consecință suferă un șoc în urma căruia se produc paralizia și amnezia totală. Dar nu există efect fără cauză. Și atunci, cum este firesc, se pune întrebarea. Cine este vinovat de șocul produs? Răspunsul nu poate fi decât unul singur. Persoana care avea interesul să o împiedice pe Eliza Dornescu să ne aducă la cunoștință acel fapt îngrozitor. Deocamdată nu avem ca punct de pornire decât declarațiile Catrinei Dornescu, dar nu-mi vine să cred că e singura persoană care cunoaște amănunte din viața actriței. Sunt convins, în cuvință capitanul Roșca. De altfel, Catrina Dornescu a recunoscut că în viața Elizei există mai multe persoane. Pe acestea trebuie să le căutăm, să le descoperim. E posibil ca bătrâna să nu cunoască decât pe câțiva dintre cei care o înconjurau pe Eliza. Chiar dacă cele două femei au locuit cândva împreună, e obligatoriu să-și cunoască fiecare taina sufletului. Desigur, primele indicii ale anchetei nu au fost furnizate de Catrina Dornescu, dar nu ne vom limita numai la ele. Mai ales că, după unele șovăiele ale bătrânei, am impresia că nu e dispusă să ne spună tot ce știe. S-ar putea ca reținerile ei să se datoreze emoției pe care a încercat-o sau dorinței de a nu divulga anumite lucruri prea intime din viața actriței care, să nu uităm, e nepoată dar s-ar putea tot atât de bine ca atitudinea Catrinei Dornescu să se datoreze și altor cauze. În sfârșit, vom vedea. Deocamdată planul meu e să încercăm aflarea amănuntelor care ne interesează. Și iată cum. Vom reconstitui o zi din viața actriței. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Perfect. Numai că la acest joc ar trebui să participe și Catrina, bineînțeles, fără știrea ei. Eventual o putem reține aici un timp mai îndelungat, pretextând continuarea interogatorului. Nu aș vrea să o forțăm să urmeze pista care ne trebuie nouă. Vom obține mai mult dacă o lăsăm să acționeze așa cum crede ea de cuvință. ție ți revine sarcina de a o urmări. În ceea ce mă privește, voi rămâne aici. Un ciocănit discret în ușă le întrerupse discuția. La invitația capitanului, în dormitor intră Catrina Dornescu, care îi se adresă cu o oarecare sfială. Domnule, am o rugăminte!" Nu s-ar putea să amânați pentru mâine continuarea interogatoriului. Știți, nu mă simt prea bine. Emoțiile prin care am trecut... Femeia era stânjenită, bănuia că dorința pe care o exprimase nu era pe placul interlocutorului. Sunt de acord, însă, cu permisiunea dumneavoastră noi vom mai rămâne. Desigur, cum doriți. Rosti Catrina, parcă în șoaptă. V-aș ruga ca mâine dimineață la orele 8 să fiți aici. Catrina Dornescu să opri în pragul ușii. Atunci, să vă las cheia de la intrare? Dacă doriți. La puțin timp după plecarea bătrânei, părăsi apartamentul și locotenentul Davidescu. Catrina mergea fără să privească în urma ei. Se părea că nu, bănuia a fi, nu se bănuia a fi urmărită pas cu pas. Așa cum nici locotenentul lui Davidescu nu-i trecea prin gând că la rândul său era urmărit. Din gangul unui bloc învecinat, un tânăr zvelt pornise pe urmele lui. Capitanul Roșca și aprința a treia țigare din acea zi. Era amiază și pentru asta nu era nevoie să se uite la ceas. Știa prea bine că pe la ora 12 îi se făcea întotdeauna foame. Dimineața pleca în grabă de la birou și își uitase acolo sandvișurile pregătite de soție. Acum își întocmise un plan și pentru a-l respecta era nevoie să nu se miște din apartamentul actriței. Locotenentul Davidescu nu dăduse niciun semn de viață. Telefonul sunase doar de două ori prima dată pe la ora 11, un bărbat se interesase de ce Lia Dorna nu se prezentase la repetiție. Bănuind că e vorba de directorul sau regizorul teatrului muzical, capitanul Roșca se recomandase drept medicul de serviciu al circumscripției sanitare, constatat să chemat să constate starea gripa la actriței. Bineînțeles, nu uitase să adauge că actrița va fi nevoită să stea în casă cel puțin trei zile, iar dacă starea ei se va înrăutăți, o va transporta la spital. Pretextă apoi că tocmai o examina pe pacientă și așeză repede receptorul în furcă. Telefonul zbârnâise din nou. La început ezitase să răspundă, apoi brusc se decisese să ridice receptorul. Nu auzi decât tonul. Stinse, surprins țigara și o a în scrumieră. Își roti privirea prin dormitor. Imediat însă izbucni iar soneria telefonului, care încetă la fel de repede. O nouă greșeală? Sau, mai degrabă, apelul telefonic era un semnal convențional. Dar cine ar fi trebuit să răspundă chemării? De obicei, la ora aceasta, actrița nu se afla acasă. Cel puțin așa spusese Catrina. Atunci? Atunci, poate că apelul îi era adresat chiar ei. Trecură încă vreo câteva minute, și, deodată, răsună din nou soneria telefonului, de data aceasta prelung, neîntrerupt. Ridică receptorul. Tăcere. La celălalt capăt al firului nu se auzea niciun apel, niciun zgomot. Cineva asculta, fără îndoială, așteptând să-i se vorbească, așa cum făcea și el. Apoi, capitanul Roșca auzi de clicul ușor al telefonului care chemase și... tonul. Așadar, misterioasa persoană așezase receptorul în furcă. Deci nu se înșelase. Cineva a chemat prin două semnale convenționale. Neprimind răspunsul așteptat, a sunat pentru a treia oară, încercând să afle ce s-a întâmplat. Dar de ce nu vorbise? Cine era persoana care telefonase și cine ar fi trebuit să-i răspundă? Catrina Dornescu mergea liniștită, fără grabă, ca și cum ar fi fost într-o plimbare duminicală. Ninsoarea se transformase în lapoviță și lapovița într-o ploaie măruntă, rece și pătrunzătoare. Locotenentul reținea, din cele spuse la interrogatoriu, că locuința Catrinei se afla situată la o depărtare de trei stații de autobuz față de casa actriței. De aceea deveni mai circumspect când femeia, depășind această distanță, își continuă mersul prin ploaie în direcția bulevardului central al orașului. Parcă spunea că nu se simte bine. Încotro se duce când firesc ar fi fost să se întoarcă acasă. Se întrebă locotenentul Davidescu, dar nu mai a avut timp să-și răspundă. Simțea că cineva se află în spatele său că este urmărit. Verifică imediat, dar nimeni nu-și făcu apariția. Nu era cazul să stea mult pe loc, deoarece risca să o piardă din vedere pe bătrână. Își drumul tocmai la timp. Catrina intrase într-un bufet lacto-vegetarian, se grăbi să o ajungă din urmă. Încă de dimineață, colonelul de securitate Andrei Manea decisese ca maiorul Dan Tomescu și locotenentul Anton Mareș să se ocupe de dosarul de la Institutul de Cercetări Energetice. Hotărârea era întemeiată pe faptul că această echipă rezolvase cu succes și alte dosare care intraseră în atenția spionajului economic. Ca de obicei, colonelul expuse în fața colaboratorilor săi principalele coordonate ale dosarului, așa cum rezultau din cercetările și informațiile de până atunci. În Institutul de Cercetări Energetice se experimentase de câteva zile o nouă formulă proceselor electrice în materie vitroasă. Descoperirile inginerului George Munteanu privind procesele tehnologice pentru sticlele fotosensibile Sticlele luminiscente și laserii din sticlă erau fundamentul unei lucrări de mare importanță economică pentru țara noastră. Toată lucrarea se efectua în cel mai strict secret, la desăvârșirea ei participa un număr extrem de restrâns de cercetători. Dar iată că, pe neașteptate, se interceptase un mesaj codificat. Deșifrarea lui a fost o adevărată surpriză întrucât conțineau o bună parte din rezultatele noilor experimentări secrete de la Institutul de Cercetări Energetice. Cum e și firesc, primele cercetări ale maiorului Dan Tomescu se îndreptară către persoanele care se ocupau direct de experimentarea noii formule a proceselor electrice în materie vitroasă. Așezat la biroul din camera de lucru, maiorul revedea scurtele sale însemnări asupra celor trei persoane care alcătuiau echipa de cercetători. În aparență, niciuna dintre ele nu prezenta motive pentru a fi suspectată. Inginerul George Munteanu, șeful lucrărilor, era un om în etate, necăsătorit, savant de renume internațional, autorul unor importante studii, articole și referate științifice. Avea aproape 30 de ani de activitate laborioasă și devotată pe tărâmul științei. Inginerul Vicențiu Daleș, principalul său colaborator, căsătorit, deși cel mai tânăr membru al echipei, dovedise o pricepere profesională desăvârșită, ca și laboranta Anca Rodan, asistenta celor doi ingineri. Acestea erau primele date pe care le avea, atât și nimic mai mult. Fără îndoială, trebuia să afle urgent cât mai multe lucruri despre cei trei. Și pentru aceasta, calea cea mai eficientă, după părerea sa, nu putea fi decât urmărirea activității lor. Din informațiile primite, locotenentul Mareș știa că laboranta Anca Rodan nu lucra la institut decât până la orele trei după amiază. Cam pe la două și jumătate, el se afla cu mașina la locul de parcare al institutului. Cerul se acoperise de nori plumburii și lumina zilei se stompase într-atât, încât avea impresia că din clip în clipă se va lăsa noaptea. Puțin după ora trei, o femeie înaltă, uscățivă, cu părul oxigenat și cu un mers mărunt și repede, își făcu apariția pe poarta institutului. Era îmbrăcată cu un palton violet croit impecabil. În picioare avea cizme albe, lungi, până aproape de genunchi, iar pe cap purta o basma fină de mătase albă cu picouri violete. Pentru câteva momente, mare sări fără voia lui și simți că inima îi bate mai puternic. Laboranta Anca Rodan se oprise în poarta institutului și își îndreptase privirile spre el, făcându-i un semn prietenesc cu mâna. Se recunoscură imediat. Fuseseră colegi de liceu într-un oraș de provincie. Neașteptat are întâlnire, tocmai în aceste împrejurări putea să aibă urmări destul de puțin plăcute, dar acum Mareș nu mai avea posibilitatea să dea îndărât. Ce mai faci, dragă Toni? Nu te-am văzut de atâta timp!" Mareș își reveni imediat din surpriză. Arborând un surâs binevoitor, deschise portiera mașinii și o invită lângă el. Anca Rodan acceptă bucuroasă invitația, se așeză pe canapeaua din dreapta lui Mareș și își nestezi șuvițele blonde de-a lungul tâmplei. Dacă nu sunt indiscretă, așteptai pe cineva de la noi, de la institut?" Mare și stăpâni cu greu râsul, gândindu-se ce figură ar fi făcut fosta lui colegă de liceu, dacă i-ar fi mărturisit adevărul. Nu, am avut treabă prin împrejurim. Ești de mult în București?" Da, de vreo trei ani." Automobilul e al tău?" Da," răspunse el fără ezitare. Și acum sunt la dispoziția ta. Dacă nu ai nimic împotrivă, te-aș invita să iei masa cu mine. N-am să te refuz, deși ar trebui ca eu să mă revanșez pentru generozitatea pe care mi-ai arătat-o cândva. Să lăsăm deocamdată amintirile, chiar dacă sunt plăcute. Surâse Anca. Ascultă Tony. Adăugă ea după câteva clipe de tăcere. Cunosc un restaurant admirabil, foarte aproape de aici. Și ca să nu avem discuții, ne plătim fiecare consumația. Bine, de acord. Mare și motorul și mașina de lent. Conducea cu atenție, pentru că circulația la ora aceea era foarte animată, iar asfaltul era acoperit cu un subțire de gheață. Mașina putea deși să derapeze în orice moment. Într-adevăr, restaurantul se afla foarte aproape, așa că drumul nu dură mai mult de 4-5 minute. Coborâră din mașină și galant, mare și ofierii încă rodan brațul, ținându-i totodată umbrela, spre a oferi de ploaia care se pornise. Un restaurant era plăcut. Interiorul rustic, cu măsuțe de pai și taburele tapisate în catifea roșie, avea o notă de familiaritate. Anca ales o măsuță așezată lângă fereastră și în vreme ce Mareș cerceta lista de bucate și o întreba ce ar dori să mănânce, laboranta arunca priviri, aparent distrate, pe fereastră, lăsând impresia că aștepta pe cineva care, probabil, frecventa acest local. La început, discuția a fost presărată cu tot felul de banalități și cu amintirile din vremea petrecută împreună în școală. Când veni vorba de prezent, Mareș răspunse prudent, căutând să nu strânească vreo bănuială. Erai mult mai vorbăreț în liceu," remarcă Anca Rodan cu oarecare malițiozitate. Locotenentul se mulțumi să răspundă cu un surâs. La un moment dat, Anca Rodan, tot uitându-se pe fereastră, tresări, vădit tulburată. Mareș părea încă preocupat cu lista. În realitate, examinase cu multă atenție persoana care acum își lăsa paltonul și pălăria la garderobă. Tocmai își punea întrebarea dacă bărbatul netate, cu un era atât de distins, era pricina emoției laborantei, când îl zări pe maiorul Dan Tomescu coborând dintr-o mașină. Așadar, cel care îi saluta acum pe Anca și pe el cu multă politețe nu putea fi altul decât inginerul George Munteanu. Un fost coleg de liceu, Tony Mareș. Tovarășul inginer George Munteanu, șeful meu de la institut, făcu în Rodan prezentările. Încântat să vă cunosc, rosti inginerul, dar vocea lui indiferentă exprima parcă tocmai contrariul. Îi întinse locotenentului o mână viguroasă, cu degete lungi și subțiri. Numai puțin, și inginer, răspunse mare și căutând să pară cât mai degajat cu putință. Poftiți, luați loc! Îl invită el pe inginerul Munteanu la masa lor. Tovarășul inginer Munteanu nu obișnuiește să ia masa cu subalternii. zbucni pe neașteptate oarecum cu reproș Anca Rodan. Inginerul se abținu să răspundă, prefăcându-se că ia drept o glumă cuvintele și comportarea laborantei. Vă rog să mă iertați, trebuie să plec. În vreme ce inginerul se îndrepta spre un alt salon al restaurantului, la ușa de la intrare apăru maiorul Tomescu. Îl căută cu privirea pe mare și când îl descoperi, îi făcu un semn arătându-i că vrea să-i vorbească. Locotenentul Davidescu intră grăbit în bufatul lacto-vegetarian, examinând dintr-o privire interiorul localului. În încăpera îngustă și destul de întunecoasă se aflau doar câteva măsuțe. La una dintre ele, un el sorbea tacticos dintr-un pahar cu lapte. În spatele teșghelei, un individ solid, îmbrăcat într-un halat alb, probabil responsabilul, moțăia cu aerul unui om plictisit de tot ceea ce îl înconjoară. De Catrina Dornescu, nici urmă. Nehotărât, Davidescu se opri în prag. Individul tresări din amorțeală, clipidesc destin ochii miși și rotunzi ca niște mărgele negre și privi întrebător spre locotenent. N-a intrat aici o doamnă netate?" îl întrebă locotenentul pe individul în halat alb. Nu!" Davidescu făcu câțiva pași și se opri în fața bătrânelului. Nici dumneata n-ai văzut-o!" Însă acesta continua să savureze laptele ca și cum nimic nu s-ar întâmpla în jurul lui. Nu insistați!" îi explică omul în halat alb fără să se miște de după teșghea. Dumnealui e surdomut. Locotenentul își aruncă privirile prin local. În spatele teșghelei se afla o altă încăpere mai strâmtă decât aceea localului propriu zis. De-a lungul pereților lez metalice pline cu sticle de lapte, de iaurt și de suc de fructe. Totuși n-am visat, își spuse locotenentul. Catrina a intrat aici, doar am văzut-o cu ochii mei. În ciudat părăsi localul se opri nehotărât în stradă, fără să vrea privi clădirea alăturată bufetului. O reclamă imensă, aninată deasupra intrării principale, anunța teatrul muzical, iar într-o vitrină, pe un afiș, se răsfăța chipul surzător al Elizei Dornescu. Locotenentul căută cu febrilitate o legătură între modestul bufet lactovegetarian și clădirea teatrului muzical, între ciudata dispariția Catrinei Dornescu și afișul cu reclama Elizei. Fără îndoială, între toate acestea există ceva, ceva care le unește și le, le rezolvă totodată, ceva pe care deocamdată nu pot decât să-l intuiesc foarte vag. Își spuse și intră hotărât în elegantul hol al teatrului. Un portar înalt, cât o girafă cu umeri de boxer de categorie grea, îl opri cu un gest autoritar. Pe cine căutați, vă rog? O inspirație de moment îl făcu pe locotenent să răspundă automat. Aș vrea să vorbesc cu Lia Dorna. Portarul sursește și mecherește și îl fixă cu un ochi de expert. Sunteți nou pe aici, nu-i așa? Da, recunosc cu Davidescu. Azi e luni, e relaș, adică liber, explică portarul, afișând o competență exagerată. Apoi îl studie pe locotenent cu atenție, ca și cum din această examinare ar fi reușit să afle absolut totul despre omul care se afla în fața lui. Știți, aș putea, explică el, după ce socotică sală muri de ajuns cu cine are de-a face, să vă ajut dacă vă interesează problema. Sublinea se ostentativ ultimele cuvinte și acum aștepta cu un zâmbet satisfăcut răspunsul. Interesant, își spuse Davidescu. Văd că este necesar să abordez și această pistă, cu atât mai mult cu cât omul e dispus să-mi facă unele confidențe. Întinse mâna portarului, răspunzând zâmbetului șmecheresc cu o mână binevoitoare. Sunt omul dumitale și nu o să fie pe degeaba. Purtarul clipi din ochi înțelegător. Știți, mie încade repede fisa, am priceput imediat că sunteți un gentleman." Davidescu se apropie de el și îl fixă cu o privire insistentă. Crezi că am vreo șansă?" Depinde," răspunse omul enigmatic. Înțelegi ce vreau să spun, nu?" Păi..." exclamă celălalt și făcu un gest care putea să însemne orice. Mă interesează domnișoara Lia Dorna." Bă, nu i-am, deși nu v-am văzut niciodată pe aici." Are memorie individul, îi spuse Davidescu. Tocmai pentru că sunt nou, vreau să merg la sigur, înțelegi, continuă el cu voce tare. Păi, și iarăși arăși destul acela care putea foarte bine să fie și un tic. Aș vrea să aflu cât mai multe. Despre cine? Despre domnișoara Lia se înțelege. Dacă știu, vă spun. Eu sunt om cinstit, nu vă cu preșu. Foarte bine. E măritată? Îi plac florile. Oho, are mulți admiratori? Mulți, dar nu mă treie, serios, pe cuvântul meu. Ascultați ce vă spun că nu vă mint. De unde știi dumneata? Ești sigur? Păi, ce vrei să spui? Lumea vorbește, trâncănește, știți cum e la teatru. Eu am urechi bune, dar ochi și mai și. Și pormă v-am mai spus-o. Îmi cade repede fisa. ce deci ai putea să-mi spui și mie cine sunt admiratorii? Portarul a avut o ezitare pe care David o ză numai decât. De aceea îi strecură în palmă o hârtie de 25 de lei. Eu sunt mormânt, a, fiindcă îmi sunteți simpatic, am să vă spun. Pot să contezi pe discreția mea. Să nu-ți faci vreo grijă din pricina asta. Unul dintre ei e domn doctor. Care doctor? De la policlinică, Bănescu. E îl mai bătrân, dar o iubește, foc. Ceva ce nu s-a mai pomenit. Și gelos, mamă, mamă. Nu mai spune. Omul e burlac, n-are nevastă, n-are copii. Are dreptul, așa -i? Te cred. Și de bani, ce să mai vorbim? Odată la o premieră i-a luat domnișoarei, uite așa, un buchet din alea, cum le zice? Așa mare, albe care n-au miros, dar e scumpe. Cale? Păi, și ceilalți? E mai tiner, da, focoși. Da, păi și domnișoara tare mai e frumoasă. Pe pictor, dacă vă duceți des la teatru, nu se poate să nu-l ghiciți. Cunosc mai mulți pictori, e scenograf. Cum adică? Lucrează decoruri în teatre? Așa, așa, Va, asta stai, zice Aliman. Are nume frumos, Remus Aliman. Și e căsătorit. Da, nevasta să i cam așa, mă iertați, într-o ureche. Don doctor știe de el. Și ce zice? Păi ce să zică, odată a ieșit cu scântei. S-au certat rău de tot, în culise era să se și bată. Mie mi-a spus Mimi, o fată din balet, care vede și aude tot. Ia uite, și al treilea. A, ăsta e mai nou. Și să vă mai spun și un alt secret. De el nu știu decât eu. Nici măcar doamna Catrina n-a aflat. Davidescu era cât pe ci să scoată un strigă de bucurie. Se abținut cu greu. Portarul îi părea acum un fel de comoară pe care numai el avusese norocul să o găsească. Cine-i doamna Catrina? Mătușa domnișoarei. Da, parcă i-ar fi mama așa să ține de capul ei. Da, de ăsta mai tânăr nu știe, vă spun precis. N-a fost decât de trei ori pe aici atunci salon. Nu știi cum îl cheamă, cine e? Aici, aici v-am spus, e persoană discretă. Deci altceva nu poți să-mi mai spui. Să fie al naibii care știe mai multe. Bine, îți mulțumesc și pentru atât. Măcar să știu cu cine am de-a face. Păi, în mine puteți avea încredere, îmi sunteți simpatic și pace de cum v-am văzut, declară Solem portarul. Aș vrea să fii foarte discret. Se înțelege? Ne vom revedea în curând. Poftiți, poftiți! O să fiți totdeauna bineveni pe la noi! Rosti portarul, ploconindu-se exagerat și grăbindu-se să-i deschidă ușa. Și nu uitați, adăugă el, că lunea nu o găsiți aceea pe domnișoara, dar și mâine dacă veniți eu vă servesc să n-aveți grijă. Poate-mi faci rost de adresa de acasă a domnișoarei, îl încercă Davidescu. O să fie bine pentru amândoi, înțelegi? Și locotenentul ieși în stradă mai înainte ca portarul să-i dea un răspuns. Curând năvăli în holul teatrului un tânăr cu înfățișare de sportiv. Nea Costache, izbucni el. Cine era individul și ce vroia? Portarul încercă să explice ceva, dar își aminti de hârtia de 25 de lei din buzunar, așa că renunță și simulă imediat nedumerirea. Tânărul nu se lăsă însă amăgit atât de ușor. Se vede treaba că și cunoștea bine omul, așa că insistă, având totodată grijă să-i strecoare în palmă o mică atenție. Acest ultim argument înmuie pe dată rigiditatea bravului portar. Să vă fiu al dracului dacă vă min, maestre. Azi l-am văzut pentru prima oară. M-a întrebat de domnișoara. Elia? Da, așa cum vă spun. Ce vrea să știe? Vrute și nevrute. Da, și eu vă rog să mă credeți, am fost mormânt. Și altceva? Ah, ba, una, ba, alta, ce flori îi plac domnișoarei, pe unde locuiește? A întrebat și asta? Păi, da, parcă eu i-am spus ceva. Ascultă-mă, neacosta, aici nu-i lucru curat. Ah, Aoleo, ce vorbe mai e și astea maestre? În urmă, cu o oră am plecat de la atelier, înțelegi? Da, m-am repezit până la domnișoara acasă, mi-era dor să o văd. Păi, cum ajung o zăresc în ușa apartamentului pe doamna Catrina. Abia atunci mi-am adus aminte că domnișoara avea azi în primare la radio. Nu doream să o întâlnesc pe doamna Catrina, de aceea am lăsat-o să plece. În vreme ce i-a cobora scara, eu m-am ascuns după unul din stâlpii de pe palier. Înțelegi, Neacostache? Înțeleg, urmură portarul îngândurat. Abia de acum colo începe ciudățenia. Păi cine crezi că am zărit apoi ieșind din apartament? Mie încade repede fisa bodogând în portarul. Da, vedeți, acum nu-mi vine în minte cam cine putea să fie. Individul cu care este dumneata de vorba din aur, izbucni tânărul. Cum? Se miră neacostache. Nu se poate. Ba, uite că se poate. Păi, îmi cere adresa domnișoarei. Ai văzut? Nu mai înțeleg nimic, recunosc cu portarul. Nici eu. L-am urmărit pas cu pas, nici nu știu de ce. Așa am ajuns până la bufetul de alături. A fost și acolo? Da. Apoi l-am văzut intrând aici. Acum când am aflat ce a discutat cu dumneata, îmi dau seama că te-a mințit. Cu ce scop? Cine e individul ăsta și ce vrea? Lia nu mi-a vorbit niciodată despre el. Sfârșit, trecând și mâna prin păr cu un gest nervos. Ați întrebat alături la bufet? Tânărul tre -sări. Cum de nu-i dăduse prin minte așa ceva?" Firește, era o idee bună să-l întrebe pe responsabilul bufetului lacto-vegetarian, dacă nu cumva știe ce căuta individul acela, îl văzuse prin geamul vitrinei, discutând cu aprindere, plecând grabă spre bufet. Bună ziua, maestre, cu ce vă pot servi?" îl întâmpină Octav Budan, responsabilul. Tânărul îi explică ceea ce dorea. Crede că era de la miliție," îi răspunse Budan. Se interesa de doamna Catrina," Rămus Aliman dus să se așeze imediat pe primul scaun cel găsi în cale. Un fior rece îi străbătu trupul și inima parcă îi încetă să mai bată. Inginerul Vicențiu Dale din laborator și se îndreptă cu pași hotărâți spre telefonul public, care se afla tocmai la capătul culoarului. Deschise ușa cabinei, asigurându-se mai întâi că nu era nimeni prin apropiere. Când ridică receptorul, avu o ușoară ezitare. Formă totuși numărul și așteptă emoționat. Nimeni nu răspunse la celălalt capăt al firului. Inginerul se uita la ceas. Era ora nouă. Aseară ea îl rugase să-i telefoneze la această oră. Atunci ce se întâmpla? De ce nu-i răspundea? Închise și formă iar numărul. Poate că adineauri din cauza emoției greșise. Urmară o așteptare chinuitoare, același apel monoton și din nou niciun răspuns. Deci nu greșise. Ieși abătut din cabină și reintră în laborator. Ceilalți doi colegi erau atât de absorbiți de ceea ce făceau, încât probabil că nici nu observaseră absența lui. Își reluă lucrul fără niciun chef. Gândul îi era numai la ea. Oare de ce nu mi-a răspuns la telefon?" Vicențiu tre Inginerul George Munteanu se așezase alături de el pe un scaun, privindu-l întrebător cu o undă de îngrijorare părintească în glas. Ce se întâmplă cu dumneata?" De câteva zile, parcă nu mai ai același entuziasm cu care ne obișnuisești. Te rog să nu mă înțelegi greșit. Nu vreau să mă amestec în viața dumitale. Acest lucru fără îndoială te privește. Dar nici nu pot rămâne nepăsător dacă ți s-a întâmplat ceva neplăcut. Vicențiu nu răspunse. Privea în gol, parcă ar fi zărit ceva deosebit de interesant dintr-un punct nedefinit. Fără să se lase impresionat de tăcerea celuilalt, inginerul Munteanu a prins o țigare, Urmări o vreme rotocoalele al apoi îi vorbi din nou tânărului îngândurat. Dragul meu, n-aș vrea să ne împodmolim tocmai acum, când suntem atât de aproape de firul cercetărilor noastre. Îți dai seama că, dacă ne concentrăm toate forțele, întreaga atenție, în trei zile putem termina. De altfel, am comunicat acest lucru și directorului institutului, așa că va trebui să faci un efort să-ți învinși neliniștile sau oboseala apoi va veni o dihna bine meritată. Abia acum Vicențiu își reveni, părea că se trezește dintr-un vis. Vă rog să mă iertați, într-adevăr nu mă simt prea bine, dar vă promit că am să fac totul ca lucrarea să se sfârșească la termenul dorit. Inginerul Munteanul bătu prietenește cu palma pe umăr și se îndepărtă, clătinând capul ca și cum ar fi spus, ah, tineri ăștia, Astă într-una din serii, fascinat de chipul Liei Dorna, care te îndemna din cadrul afișului să intri la spectacolul teatrului muzical, Vicențiu se hotărâse să cumpere bilete. Soția însă, obosită și ocupată cu pregătirile pentru apropiatul concediu, îl rugase să meargă singur la spectacol. La sfârșitul reprezentației, a cărei vedetă fusese desigur Lia Dorna, actrița îi dăruise lui buchețelul de flori cu care obișnuia să-și răsfețe publicul seară de seară. Tulburat, o aștepta apoi la ieșirea din teatru. Nu spera să-l recunoască, vroia doar să o mai vadă o dată pe aceea care îi dăruise o clipă atât de fericită. Vicențiu era un om sobru, devotat soției, dar ceea ce se petrecuse cu el atunci purta aripa visului înflăcărat de o noapte. Lia ieșise însoțită de un bărbat în etate care îi vorbea aprins, de parcă i-ar fi reproșat un lucru foarte grav. Târziu, când ajunsese acasă, Vicențiu constatase că pierduse pe drum buchețelul de flori. Curând, plecase la mare cu soția. Acolo, pe nisipul fierbint al plajei, li adorna se stinse, încetul cu încetul, din amintirea lui. În septembrie, cum s-a întors din concediu, Vicențiu a fost chemat de urgență la institut. Inginerul George Munteanu se pregătea să experimenteze o nouă formulă a proceselor electrice în materie vitroasă. Propunerea inginerului fusese aprobată de conducerea institutului și se trecuse în dată la executarea ei. Într-o dupamiază însă, Vicențiu întâlni din nou chipul ei Dorna pe unul din afișele ce anunțau deschiderea stagiunii de toamnă. Cu o care l-a mirat și pe el, a intrat în teatru și a vorbit portarului de Lia. A doua oară, la fel. A treia oară, în cerber al teatrului muzical, i-a sugerat ceva la care Vincențiu nu se gândise niciodată, să-i telefoneze actriței. A fost, după câte și amintea, cea mai nefericită convorbire telefonică din viața lui. Cel puțin așa o considera el. Paradoxal, Lia Dorna, departe de a se amuza, a aprecia că în sfârșit întâlnise pe cineva care îi făcea doar nevinovate declarații sentimentale. Într-o după amiază de octombrie, Lia l-a rugat să o însoțească. Aș vrea să mergem împreună într-un loc liniștit, unde să fim numai noi doi. Crezi că există așa ceva? Cunosc un asemenea loc. Totul s-a petrecut ca într-un vis. Au coborât din tren într-o gară mică înconjurată de brazi bătrâni, uriași, așezați acolo parcă de când lumea. Înserarea cuprindea întinderile nemărginite. Au pornit pe o potecă întortocheată către o căsuță care avea în față o grădină plină de crizanteme. Au deschis poarta legată cu lanț de gardul împletit din răchită și au urcat treptele din marginea pridvorului. I-a întâmpinat o adiere de levânțică proaspătă. Mâini harnice pregătiseră totul și apoi se făcuseră nevăzute. Aici e locul meu tainic," murmura Selia. Ești primul bărbat care pătrunde noaza aceasta de liniște și fericire." Vicențiu a aruncat vreascuri în gura sobei și s-a așezat în preajma liei, ca un copil în fața bradului împodobit cu dulciuri și jucării. Jarul din sobă îi lumina. Tăcut și timid a prins mâinile liei în mâinile lui. Când s-au întors în gara mică, trenul tocmai venea din noaptea de vis să-i ducă înapoi pe pământ. Vicențiu și-a reluat lucrările cu un avânt pomenit, dar pe Lia nu a mai întâlnit-o. Zadarnic o căuta între timp la telefon. Pe la teatru nu mai trecuse. Aceasta fusese dorința ei, totuși, aseară se hotărâse să-i facă o vizită acasă. Aflase de la teatru că Lia nu avea spectacol. A sunat la ușa apartamentului, odată, de două ori. Într-un târziu i-a deschis chiar ea, avea cearcăne la ochi, o privire pierdută și absentă. Nu mai recunoștea aproape nimic din femeia aceea care împărțea zâmbete și buchețele de flori în spectacolele de la teatru. Erau ca doi străini, ca doi oameni veniți din lumi diferite care nu au aș spune nimic, absolut nimic. Din apartament răzbăteau vag sunetele unei melodii triste ca și sufletul lui Vincențiu. Acolo, înăuntru, intuise că nu se mai afla parfumul vrăjit al levânțicăi proaspete sau intimitatea caldă a căsuței dereticate de mâini harnice și nevăzute. A șoptit câteva scuze de circumstanță și a dat să plece. Lia ia astupa buzele cu palma mică într-un gest trist, dar nu lipsi de tandrețe. Telefonează mâine dimineața la ora nouă. Te rog, te rog mult. Apoi a dispărut închizând ușa în urma ei, lăsându-l descumpănit și nefericit. Toate aceste imagini treceau acum prin fața ochilor, ca într-un film al cărui sfârșit nu-l poți afla niciodată. Vorbele inginerului Munteanu îi răsunau permanent în urechi. Trebuia, mai presus de orice, să-i sprăvească lucrarea cât mai curând, cât mai repede, cu putință. Era fixat și un termen, trei zile se apucase cu patimă de lucru, poate pe, pentru că asta era firea, poate ca să o uite pe Lia. <coughs> nici, nici nu și-a dat seama cât de repede a trecut timpul. Era ora cinci când constată că rămăsese singur în laborator. George Munteanu și Anca Rodan plecaseră probabil la ora obișnuită. Strânse lucrurile în cuie ușa cu grijă și coborâ fredonând un cântec, așa cum nu mai făcuse de multă vreme. Când ieși pe poarta institutului, o umbră se desprinse din întuneric urmărindu-l îndeaproape. Inconștient, pașii îl purtară spre apartamentul ei, steaua care luminase pentru o singură dată, dar strălucitor, calea vieții lui.